Dacă nu, o să rog pe că Ibrahim, care este organizatorul acestui simpoziu, o să rog pe domnul Valentin, aș vrea să spună că am gândit și în final o să rog pe Galina Nestareț să ne adreseze. Eu cred că cel mai bun discurs acum după ambele lor poziții ale prezidiului, ca să citesc pe prezidiul și ale laicatului din sală, pentru că loc laic, bineînțeles, în rest, este să vă mulțumim pentru, cum să zic, aducerea în actualitate și a modului de a discuta anumite chestii. Nu doar speța în sine, ci și modul. Vedeți, pentru cine ieșit un dialog în care nu s-au rupt haine, nu s-a arătat cu roșii, nici cu cafea, nici cu zață, nici cu ouă. Deci suntem în post, probabil, de aia. Așa că eu nu vă decât să vă mulțumesc pentru această oază de normalitate care azi e percepută ca o extravaganță. Iar și azi m-am simțit un pic așa interpelit. Iar Părintele Stareț, ce să mai zic, ne... Hai să-mi caut un cuvânt ca să nu să fiu așa cum am neutru. Este... Este un om... În perioada interpelică, un om care face lumină și permite luminii să pătrundă. Ați văzut că primul care a făcut lumină când s-a luat cu prea a fost văzut pe dintre stare? Da, da. Nu mai trebuie să vezi nimic. Da. Doar îi mulțumim pentru că ne găzduiește aici și ne, nu știu, ne oblușește. Și vă invităm la autografie, bineînțeles. Vă invităm la discuție, pentru că deja am prelungit prea mult. Dar bineînțeles că îi dăm cuvântul pe televizare să ne cheamă la mă. Să ne cheamă la mă. Să ne cheamă la mă.